V-am adus în curtea interioară a Bisericii Sfânta Treime, cunoscută în Brașov drept Biserica Grecească. Vă povesteam despre faptul că până la sfârșitul secolului al XVIII-lea, până la edictul de toleranță religioasă și de concibilitate al împăratului austriac Iosif al II-lea, nici românii și nici altă nație în afară de Saș nu au avut voie să locuiască, dar nici să-și construiască bisericile în interiorul zidurilor de incintă ale orașului Coroanei, nu Brașov. De îndată ce acest edict începe să producă efecte, iată o comunitate de 49 de negustori români, dar și greci, vor pune bazele, vor construi această biserică sub hramul Sfintei Treimi. Ulterior însă va exista o mică problemă, în sensul că această comunitate de greci care contribuiseră la construcția bisericii își vor revendica biserica și nu o să le mai permită românilor de credință ortodoxă să se închine, să se roage în Biserica Sfânta Treime, fapt pentru care românii, comunitatea de români, își va construi în timpul secolului al XIX-lea o nouă biserică în Piața Sfatului, pe latura unde se afla șirul grâului, și această biserică a Adormirii Maicii Domnului va fi folosită de către români. Aici remarcăm absența turlei, exact, a clopotniței, pentru că atunci când au primit dreptul de a o construi, nu li s-a dat și dreptul acesta, fapt pentru care ulterior vor folosi dreptul turn clopotniță, un fost turn de apărare din fortificația Brașovului, care avea aproape 30 de turnuri de apărare. Cine ar avea curiozitatea, și invit pe cei care ne urmăresc să facă lucrul ăsta de îndată ce vor ajunge aici, să privească câteva cruci funerare din micuțul cimitir din spatele bisericii, vor avea surpriza să găsească înmormântați aici membrii ai familiei lui Constantin Brâncoveanu, fiindcă este un lucru foarte știut că Brâncoveanu ajunge la Brașov încă de pe vremea când avea 20 de ani. De altfel, în cartierii Șcheii Brașovului, el va avea și câteva proprietăți și își va instala surorile pe Ancuța și pe Bălașa. Ați remarcat cu siguranță că, spre deosebire de alte orașe săsești, cum ar fi Sighișoara sau Sibiul sau chiar Bistrița, Brașovul păstrează prea puțină arhitectură medievală în civilă, adică case de locuit. Acest lucru ar fi explicabil prin următorul fapt. De pildă, ne uităm pe toată strada aceasta, ca să luăm un exemplu, și remarcăm construcții care sunt specifice sfârșitului de secol XIX, începutului de secol XX. Deja Brașovul este foarte puternic influențat de toată revoluția asta industrială. În a doua jumătate de secol XIX, Brașovul are un caracter foarte pronunțat industrial. Este suficient să amintim că avea fabrici de bere, fabrici de tot felul de băuturi spiritoase, fabrici de prelucrare a lânii, fabrică de ciocolată, fabrică de cafea, etc. Atunci, casele acestea nu sunt altceva decât mărturia faptului că acest oraș a fost foarte prosper. Industriașii care dețineau aceste fabrici, evident, erau foarte prosperi, și atunci când există bani, ce vrei să faci cu ei? Păi să investești, nu? Da. Să iei ceva de mare noutate. Mm-hmm. Prin urmare, industriașii aceștia despre care povestesc au și-au construit aici, în buricul târgului, case impunătoare în stilul de arhitectură ce caracteriza acele epoci. Interesant este că nu toate din ele erau destinate locuirii, ci o bună parte din ele erau închiriate vilegia turiștilor și oamenilor de afaceri care trebuiau cumva să rămână perioade mai îndelungate la Brașov. Aș atrage atenția asupra construcției din fața noastră, Casa Safrano se numește. Se pare că a fost construită de Anastasie Safrano, un prosper om de afaceri industriaș în a doua jumătate de secol al XIX-lea. Și casa este martora unei povești de iubire, pentru că fica lui Anastasie, fica lui Anastasie Safrano, Elena, se pare că atrage privirile și cucerește inima lui Alexandru Vaida Voievod, om politic și medic în sfârșit de secol XIX, începutul secolului XX. Așa că, înainte să plece la studii vieneze, Alexandru Vaida Voievod începe o corespondență cu Elena. Ulterior își termină studiile și revine foarte scurt timp la Brașov, înainte de a fi trimis medic la Carlo Vivari.
continuă corespondența foarte, într-un stil foarte romantic, îi trimite scrisori foarte dulci, cu flori presate, cu frunze de mur, cu trifoi cu patru foi. Ulterior ei se vor și căsători. Da, dacă vrem să avem o parfumul unei povești de iubire de acum 100-200 de ani, e bine, ne legăm și de acest aspect. De asemenea, puteți admira impunătoarea clădire de culoare roz de acolo, actualmente sediul Băncii Naționale. Este un mic palat construit de către familia industriașilor Țel. Ei au câteva case pe această stradă, o familie foarte potentă din punct de vedere financiar, având în vedere că erau deținători de fabrici de spiritoase, fabrici de prelucrare a lânii, etc. Și chiar lângă ea, hai să ne apropiem, este o casă pe care eu am și menționat-o atunci când am povestit că generalul austriac Langlet era cazat aici în epoca în care... Cel căruia nu i-a plăcut, nu-i deranja clopotul. Exact, cel care avea o problemă cu trompeții din turnul sfatului. Exact. Această casă, pe care o vedeți chiar lângă, și care are un gang ce face așa, formează o scurtătură către zidurile din partea de nord a orașului, zidurile de apărare se mai păstrează la Brașov doar pe latura de sud, adică latura de sub tâmpa, și pe latura de nord, în spatele acestui rând de case. Această casă este cunoscută drept Casa Generalilor, fiindcă aici obișnuia să fie comandamentul trupelor austriece și este totodată casa în care trei împărați austrieci și austro-ungari au fost cazați. Împăratul Iosif al II-lea, împăratul Francis I și împăratul austro-ungar Franz Iosef în timpul călătoriilor sale în Transilvania. Și ne spuneai ceva și de această... De biserica românească, biserica ortodoxă, construită în secolul XIX de comunitatea românilor, după ce au avut conflictul cu grecii de la biserica grecească, de la biserica Sfânta Treime, hotărăsc să își construiască aici, în piața Sfatului, pe șirul grâului, biserica Adormirea Maicii Domnului, construită, inspirată ca și planuri de arhitectură, de o biserică grecească ortodoxă din Viena. Ne aflăm pe o stradă ce obișnuia să fie numită strada Vămii, pentru că vama, acolo, punctul în care se plăteau taxele vamale, se afla chiar în capătul străzii. Pe unde se și intra de altfel, pe poarta Vămii. Înainte să poarte însă această denumire, s-a mai numit strada Mănăstirii, pentru că aici unde vedeți astăzi impresionanta biserică romano-catolică, a fost înainte un complex monastic al dominicanilor. Evident, după reformă, dominicanii au părăsit Brașovul. Ulterior vor veni habsburgii catolici și ce faci când ești un austriac catolic? Păi îți construiești un loc de rugăciune. Prin urmare, această biserică datează din secolul XVIII și este construită într-un stil baroc pur, stilul caracteristic acelei epoci. V-am adus într-un loc ce poartă denumirea de Livada Poștei. Practic, în momentul ăsta ne aflăm în afara fostului zid de incintă al Brașovului, iar zona din fața noastră reprezenta în trecut poarta Vămii, despre care tocmai am menționat. Acum n-aș vrea să închipuiți că era o poartă umilă. Nu, era dita mai bastionul, dita mai elementul defensiv, cu un impresionant turn pe care se afla blazonul și statuia lui Sigismund de Luxemburg. Exista un coridor foarte lung și întunecos, cam 100 de metri, pentru că accesul într-un oraș transilvanian în trecut nu era așa de facil cum este astăzi. Nu se intra așa, într-un mod întâmplător în oraș. Aceasta era poarta care prelua de obicei oamenii ce veneau din zona sudului Transilvaniei, deci din zona Sibiului sau din zona Branului. Ei bine, ei veneau pe aici, chiar și cei care veneau din țara românească, presupunând că treceau pe la vama de la Bran, pe aici intrau. Pe de altă parte, poarta care încheia Bulevardul Republicii de astăzi, strada aceea pietonală pe care toată lumea o știe foarte bine, prelua de obicei călătorii care veneau din zona Moldovei sau a Ținutului Secuiesc. Regula zicea că această poartă se va închide la ora 5 în timpul iernii și la ora 8 în timpul verii. Iar atunci când cineva dorea să intre în oraș, un capitan de poartă însoțit de un mic corp de soldați l-ar fi chestionat cu privire la
intențiile sale de a intra în cetate. De, nu de puține ori era nevoie de depoziția unui cetățean onorabil al Brașovului în privința bunelor intenții ale proaspătului soții. Așa... Exact, un fel de viză. Okay. Iar cei care intenționau să rămână mai mult timp, cazați undeva la unul dintre numeroasele hanuri ale Brașovului, într-un oraș cu negustoresc, desigur vorbim de multe hanuri și în interiorul cetății, dar și extramuros. Ei bine, acești care doreau să rămână cazați puteau să se cazeze doar pe strada pe a cărui poartă au intrat și în zona aceea timp de 2 săptămâni maxim. Din motive de siguranță mai degrabă, de apărare. Livada poștei se numește locul acesta pentru că în trecut caii ce trăgeau poștalioanele erau lăsați cumva să pască în zona, în zona aceasta. Iar clădirea impozantă pe care o vedem lângă noi astăzi, sediul rectoratului Universității Transilvania a fost construită undeva la sfârșit de secol XIX, început de secol XX, de un arhitect care și-a pus amprenta pe modernizarea și resistematizarea întregului oraș. Și mă refer la Peter Barteș, ce a construit-o în ideea de a fi Palatul Institutului General de Pensii. De-a lungul timpului, desigur, clădirea a fost sediul mai multor instituții, a fost oficiul de poștă și telegraf, a fost chiar și oficiul și sediul prefecturii. Practic toată latura aceasta de fortificații în linia care se încadrează și actualmente rectoratul universității, e bine, aceasta suferă foarte mult în a doua jumătate de secol XIX, când, datorită acestei modernizări, se introduce tramvaiul cu abur care leagă satul lung Săcele de Brașov și, mă rog, suburbile Brașovului. Prin urmare, aceste fortificații sunt dărâmate. Și dacă tot am vorbit de fortificații, hai să aruncăm o privire și pe dealul Strajei sau dealul Cetățuii. O vedeți de aici? Nu ne surprinde faptul că Brașovul a avut mai multe elemente defensive. Acolo unde e drapelul? Da, okay. Exact. Cetățuia Brașovului, construită, se pare, tot cândva în Evul Mediu, inițial mai fragilă și refortificată, reîntărită undeva în epoca în care Petru Rareș, secol XVI, deci, are un conflict cu Transilvania. Acela este și locul ce se folosea de obicei ca un, dacă vreți, ca un spital medieval sau ca un cordon sanitar în perioadele de ciumă. Totodată este locul unde se vor instala trupele austriece, de îndată ce Transilvania va accepta mai voind, mai nevoind suzeranitatea Habsburgilor. Tot acolo va fi la începutul comunismului, în epoca timpurie a comunismului, și o închisoare. Ulterior va fi și un restaurant cu specific medieval. Iar acum înțelegem că situația juridică a acestei cetățui a fost în sfârșit clarificată după foarte multă vreme, tocmai a reintrat în patrimoniul brașovenilor și așteptăm cu mare interes să vedem ce se va face acolo. E un loc important pentru că în Biserica Sfântul Martin, de la poalele cetățuii, la 1395, regele maghiar și viitorul împărat al Imperiului Romano-Germanic va semna cu Mircea cel Bătrân un foarte important tratat de alianță anti-otomană, dându-și seama că avea interesul să-i sprijine cumva și pe sașii transilvăneni să-și fortifice orașele în așa fel încât turcul, otomanul, să nu poată pătrunde în incursiunile sale în Transilvania. Prin urmare, cu această ocazie, Sigismund de Luxemburg o să-i scutească de taxe pe brașoveni pentru o perioadă mai lungă, sperând ca aceștia să folosească toate aceste sume de bani pentru a contribui la fortificarea și apărarea orașelor împotriva invadatorilor. Și un amănunt picant din viața de zi cu zi a brașovenilor din trecut. Să nu ne surprindă faptul că vorbim de spitale încă din perioada Evului Mediu, cel puțin vreo 3 sunt în Brașov, iar undeva sub zidurile cetățuii în trecut se găsea un spital ce purta denumirea de Casa Franțuzească, unde erau tratați cei care sufereau de boala franțuzească. Ce e boala franțuzească? E bine, nu e ceva nobil neapărat. Așa se cunoștea în trecut sifilisul. Aha, ok. Se credea în trecut că sifilisul fusese introdus în Europa de marinarii lui Cristofor Columb, iar ulterior, Carol al VIII-lea, în momentul în care pleacă cu tamai cohorta de armată însoțită de femeile ușoare, de prostituate, că așa se mergea la asediu în trecut, e bine, ei vor răspândi această boală în toată Europa. Interesant este că
În principal, toată lumea în Europa o denumește boala franțuzească, mai puțin francezii care o denumesc altfel, boala napolitană. Okay. Ne surprinde faptul că, deși era foarte clar cum căpătaseră această boală, nici măcar acești păcătoși, dacă pot spune așa, nu erau lăsați de izbeliște, deși clar marginalizați, pentru că era clar că au căpătat-o printr-o metodă așa, cel puțin dubioasă. Erau totuși îngrijiți și primeau medicamente, lemne de foc și haine. Acum, vestea proastă e că, în general, tratamentul sifilisului se făcea cu... Ceva dureros, nu? Se făcea cu sublimat de mercur, în general, adică scăpai probabil de boală, dar aveai în altceva. Da, da. Acum, subiectul prostituției nu poate să rămână deoparte, fiindcă într-un oraș negustoresc și care primește atâta cantitate de negustori și de oameni, desigur că exista și într-un oraș de acest tip și acest serviciu. Da. Ceea ce mă surprinde este faptul că, în ciuda faptului că era, evident, nu era ceva moral, nu era ceva acceptat, era ceva marginalizat, era ceva judecat și condamnat, totuși găsim în niște registre ale orașului faptul că undeva pe la 1500 magistratul orașului acordă niște sume de bani pentru repararea acoperișului unei case despre care se spunea că ar fi prostibulum, adică bordel cumva. Mm-hmm. Sau îi se mai zicea Casa Bucuriei. Ok. Da. Ceea ce mă duce cu gândul că într-un fel sau altul, chiar deci și așa cumva indirect, probabil era un fel de instituționalizare a prostituției, okay. Mai ales că mențiunea asta am găsit-o undeva și pentru orașul Bistrița, de asemenea oraș săsesc. Hai să continuăm, vă rog, în livada poștei. De aici se face și accesul către Poiana Brașov, stațiunea aceasta atât de populară și de îndrăgită de români, aflată la poalele... Și nu numai, da. Aflată la poalele masivului Postăvaru. Avem aici pe stânga un mini-concert în direct. Sau de fapt e... un protest, da. Nu cred că e mai degrabă... Nu e un protest, ci mai degrabă o misiune de evangelizare, probabil de la un cult neoprotestant. Pentru că tot vorbim de livada poștei, ne îndreptăm către așa un colț în care în trecut se afla bastionul curelarilor. Okay. Așa cum am menționat, sistemul defensiv al Brașovului includea 30 de turnuri de apărare, fiecare apărat de către o dreaslă, care în timp de pace și-ar fi depozitat o felul de bunuri acolo, dar în timp de război, atunci când se dădea alarma, în mod clar, fiecare membru al breaslei știa clar care este locul de apărare. 8 bastioane a avut Brașovul. În termen de strategie și de tehnică militară, Brașovul avea parte de o apărare foarte, foarte bună și nici nu putea fi altfel, fiindcă era exact poarta de intrare a invadatorilor, era chiar în calea lor. Am ajuns la Vila Baiulescu, tot în livada poștei. Până în a doua jumătate a secolului XIX, aici se găsea încă bastionul curelarilor. În a doua jumătate de secolul XIX, Manole Diamandi, fruntaș român, președinte al Camerei de Comerț și Industrie, achiziționează bucata aceasta de teren, incluzând bastionul curelarilor, condiționând cumpărarea lui de dărâmarea lui, pentru că deja era într-o stare de deteriorare și nu se mai justifica, având în vedere că nu mai erau invazii și războaie, nu se mai justifica reconstruirea și menținerea unui asemenea element defensiv. Manuel îl va dărâma și acest teren îl va dărui fiicei sale, care ulterior se va căsători cu Gheorghe Baiulescu și își vor construi această vilă aici. Gheorghe Baiulescu este de altfel important pentru noi, este primul primar român al Brașovului la 1916, iar după Marea Unire va deveni prefect al Brașovului. Astăzi, în vila sa, construită așa cum vedeți și pe clădire la 1888, funcționează Alianța Franceză și Centrul Cultural Englez. O povestioară din Evul Mediu ne spune că un meșter curelar s-ar fi lăudat odată că poate să arunce din bastionul curelarilor o ghiulea
până după ziduri către bastionul Graft Ship, atunci când i s-a cerut să demonstreze dacă e sau nu capabil să facă asta, din cauza efortului i-a pleznit burta și a murit. Okay. De atunci s-a și împământenit în Transilvania, de câte ori ne referim la cineva excesiv de lăudoros sau mincinos, s-a împământenit expresia s-a frecat de turnul curelarilor. Aha, ok. Noi nu știm, nu cunoaștem expresia, acum o știm. Ne aflăm pe aleea cunoscută de brașoveni de drept după ziduri, reprezentând latura nordică a fortificației. Hai să înaintăm puțin. Deci asta este unde se vede, unde a mai rămas zidul, nu? Care e cel de acolo. Da, exact. Și în față, în partea stângă, mai vedem fragmente de zid. În fața noastră, unul dintre cele 8 bastioane, bastionul Graf. De altfel, legat de un turn de apărare detașat, deci în exteriorul zidului, cele mai multe turnuri de apărare iau cumva incluse în zid, dar există și două turnuri care sunt turnuri de observație și sunt cumva deasupra zidului. Cel mai bine se pot vedea probabil din Piața Sfatului, pentru că aici undeva sus, urcând pe niște scări, ajungem la turnul alb, turnul acela semicircular pe care îl vom remarca din Piața Sfatului foarte bine. Atenție, există și tunel care făcea legătura cu turnul alb, care datează și el de undeva de la începutul secolului XVI și era repartizat cositorarilor și arămarilor drept apărare și menținere. Iată că se vede turnul chiar de aici, despre care am vorbit. Da, turnul alb. Exact. Cu galeriile de apărare, cu gurile de tragere. Exact. Și acum, dacă tot suntem aici în piață, spune-ne despre execuții. Oh, asta este un subiect foarte ofertant și foarte bogat, despre care putem să vorbim în Evul Mediu. Am anticipat cumva subiectul, povestind puțin despre maniera de a muri cea mai umilitoare și cea mai onorantă. Am discutat despre privilegiul de a fi executat în piața publică pe care nu îl avea oricine, fiindcă dealul furcilor, dealul de execuție era undeva extramuros la poalele tâmpei. În toate orașele transilvanene, călăii erau romi. Okay. Așa, erau familii dinastice, cumva se păstrau... Tradiția asta de călău. Exact. Mm-hmm. Vreau să spun că acești călăi, e greu să povestești din termenii ăștia, nu erau neapărat respectați, deși se bucurau de anumite privilegii. În primul rând, erau foarte bine plătiți, adică în condițiile în care un bou putea să coste undeva între 8 și 10 florini, ei primeau un florin pentru spânzurare și 2 florini pentru decapitare. Aici, în Brașov, extramuros, acum unde astăzi se găsește magazinul Star, cumva, se găsea cartierul romilor și de acolo se recrutau acești călăi. Cumva, erau cumva specializați, se știa clar că trebuie să fie foarte bine specializat, să cunoască foarte bine toate metodele de execuție și să le facă impecabil. Nu puteai încerca de mai multe ori nici să decapitezi, nici să spânzuri. Da? Vreau să vă spun că ei doar executau sentința și îngropau cadavrul. De cele mai multe ori aveau de-a face și cu scandaluri de tipul furatului câte unui organ, pentru că în acele epoci cam toate clasele sociale credeau în superstiție, în magie neagră, în vrăjitorie și cam toate clasele sociale apelau la astfel de trucuri. Dacă aruncăm o privire în istoria Transilvaniei, o să remarcăm că inclusiv curtea princiară a Transilvaniei, cam toți principii au fost implicați direct sau indirect în procese de vrăjitorie sau măcar în scandaluri de vrăjitorie. Deci organele nu se luau pentru a le schimba, ci pentru a face poțiuni. Exact, nu se schimba, nu se făcea transplante în trecut, pentru avansată. A face tot felul de descântece și tot felul de elixiruri și poțiuni magice și trucuri din acestea de magie neagră. În ceea ce privește tortura, de obicei prin metode de constrângere, călăii rom reușeau cumva să-și facă rost de conaționali de ai lor care smulgeau confesiunile, mărturisirile condamnatului prin tot felul de torturi. La Brașov nu avem, de exemplu, documentată ca manieră de a executa pe cineva îngroparea de viu, dar în Bistrița două femei acuzate de pruncucidere undeva în Evul Mediu au fost îngropate de viu. Wow. Da, exact.
Vorbim de Evul Mediu, nu? Sunt epoci întunecate în care nu se poate discuta despre compasiune, despre libertate, despre milă. Adică, inclusiv, biserica de obicei o propovăduia, dar nu o practica niciodată. Vrăjitoare. Un alt subiect ofertant. Cine ar fi putut să fie vrăjitoare în trecut? Orice femeie capabilă să vindece... Să facă bine, de fapt. Exact. Da. Vindecătoarele, tămăduitoarele, care, evident, atunci când preparau o poțiune, o fiertură, un elixir, adăugau un descântec, cât puterea cuvântului. Moașa, de pildă, care asista mama în travaliu și îi spunea, of, nu cred că o să iasă copilul cu viață. Și când copilul se năștea mort, cine era de vină? Moașa, pentru că prin puterea cuvântului ei arunca blestemul asupra copilului. Da. Acesta este Evul Mediu. Iar astea erau vrăjitoarele. Foarte rar, mai rar ce e drept, erau și procese de vrăjitorie în care erau implicați bărbații. Rarisim de fel, de obicei preoți, dar undeva în județul nostru avem documentat că la un moment dat un sas merge la târg să-și vândă calul, fiind constrâns cumva de situația financiară și înainte de a-i mâna calul noului proprietar, cere permisiunea să-i șoptească un fel de la revedere la ureche, așa în particular. Iar în momentul în care face acest lucru, calul zgnește aruncă dintr-un picior și îl lovește pe noul proprietar și îl omoară. Wow. Evident, asta s-a transformat, a avut ca finalitate un proces de vrăjitorie. Wow. În ceea ce privește... Cum erau executații vrăjitoarele? Era un întreg protocol. Mai întâi vreau să vă spun că o vrăjitoare... În trecut se credea că o vrăjitoare nu cântărește cât o persoană normală, fiindcă nu are suflet și a vândut sufletul diavolului. Diavolul i-a furat sufletul. Prin urmare, prima etapă a protocolului implica să cântărește acea vrăjitoare complet dezbrăcată pe o balanță specială. De o parte puneau vrăjitoarea și de cealaltă parte puneau niște... pietroaie, niște bolovani, având totuși un fel de sistem de index de masă corporală, adică o proporție între înălțime și greutatea omului. Evident că, de obicei, nu știu, voi ați văzut vreodată vreo vrăjitoare grasă în vreun film? Nu, așa este. Da. Altfel n-ar putea să zboară pe mătură. Exact. De obicei, vrăjitoarele sunt persoane un pic antisociale, trăiesc un pic izolat, poate au și o mică deformitate, oricum sunt ciudate ca persoane. Iar de îndată ce se constata că respectiva vrăjitoare este subponderală, deci nu cântărește cât ar trebui la înălțimea pe care o are, se proceda la proba apei. Asta însemna legarea unui pietroi, unui bolovan foarte mare de picioarele vrăjitoarei și aruncarea ei într-un lac sau într-o mlaștină, cum aici exista la capătul străzii astăzi Republicii, dincolo de zid, exista o mlaștină unde se făcea proba aceasta. Dacă într-un fel sau altul femeia asta reușea să se mențină la suprafață, în cazul ăsta era bănuită, adică i se confirma bănuiala că este vrăjitoare și în cazul acesta era scoasă și arsă pe rug. Iar dacă nu reușea, Dumnezeu cu mila, nu știu cum n-ar mai reuși. Constatau că, uite mă, n-a fost vrăjitoare. Wow. Dar asta era, se termina totul cu arderea pe rug. Tot arși pe rug erau și cei care furau odoare bisericești. Deci cei care furau din biserici erau arși pe rug. Codurile săsești, în ceea ce privește codurile civile și penale din trecut, sunt foarte sofisticate și sunt foarte interesante. De pildă, inclusiv adulterul era considerat o pedeapsă, era considerat un păcat capital și, prin urmare, implica pedeapsă capitală. Statutele orășenești ale sașilor, care au fost redactate cumva la sfârșit, în a doua parte de secol XVI și care vor avea aplicabilitate până către începutul secolului XIX, dar cu ceva modificări fundamentale în epoca iosefină, sfârșitului secolului XVIII, statuau foarte clar că adulterinii urmau să moară în felul următor, bărbații de sabie, iar femeile cusute într-un sac și aruncate, înnecate într-un lac. Deși, ca să fiu complet sinceră, de cele mai multe ori în Transilvania se aplica un fel de derogare, un fel de excepție de la regulă. Dacă soții înșelați erau de acord ca partenerii care au comis păcatul ăsta să nu moară, puteau să ierte de moarte cu condiția să fie exilați, să fie scoși din cetate cu nimic altceva decât ce purtau pe ei în momentul acesta. Și în realitate mai degrabă s-a procedat la în modul acesta decât decât moartea. Da. Ața Carmen, iată-ne în a treia zi. Bună dimineața. Pe unde ne plimbi azi? Eu vă propun să continuăm periplul brașovean cu actualmente se numește Strada Republicii, în trecut însă purta numele de Ulița Călderarilor. Pe urmă
V-aș propune să completăm experiența călătorind din nou în țara Bârse și să vedem, să cunoaștem faimoasa cetate a cavalerilor teutoni, Marienburg sau cetatea Feldioarei, și apoi să ne oprim și la Codlea sau Zeiden cu denumirea sa în limba germană, pentru a vedea Muzeul Tradițiilor Codlene de acolo și atrage o privire și asupra bisericii fortificate de acolo. De-abia așteptăm să pornim. Sigur. Astăzi, cea mai populară arteră care ne conduce către Piața Sfatului. Noi acum mergem cumva în sens invers, am pornit din Piața Sfatului și continuăm așa în jos, către capătul fostei ulițe a Călderarilor, unde se afla, chiar în capătul ei, o poartă de intrare în cetate în perioada Evului Mediu. Vă dați seama că denumirea de ulița Călderarilor vine de la brezlele care locuiau pe aici, fiindcă și pe această stradă locuiau atât meșteșugar, cât și negustor, oameni destul de înstăriți, cum o să remarcăm, deși trebuie să vă mărturisesc că vom cunoaște mai degrabă istoria ceva mai modernă a Brașovului, fiindcă, așa cum povesteam și zilele trecute, Brașovul se modernizează masiv în cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea și prima jumătate a secolului 20. Așadar, cea mai mare parte dintre casele de aici vor avea această amprentă a stilului specific acelei perioade. Eu m-aș opri, de exemplu, acum cei care ne urmăresc trebuie să știe că oricât ne-am strădui, nu putem să cuprindem tot ce are Brașovul. Din păcate, fiecare, da. Fiecare casă, exact. Fiecare colțișor al Brașovului ascunde o legendă, o poveste, un destin, un aspect din viața de zi cu zi a oamenilor din cele mai vechi timpuri și până astăzi. Așadar, probabil că va fi nevoie să reveniți la Brașov pentru... Ne-ar face o deosebită plăcere și mai mult ca sigur. Pentru ceea ce nu am apucat să, da, o să, revenim. Să acoperim. Dar încă mai avem. Exact. Ne aflăm chiar lângă Casa Montaldo, denumită așa după proprietarul său la sfârșitul secolului al XIX-lea, început de secolul 20, un celebru cofetar de origine italiană, despre care povestește Sextil Pușcariu în cartea sa, pe care o consideră o adevărată frescă a acestei epoci, sfârșitul secolului XIX, început de secolul 20, și povestește faptul că Montaldo era cunoscut în epocă pentru torturile fastoase pe care le pregătea, desigur și delicioase, și pe care și le decora cu niște acadele înalte, cu porumbei din zahăr ars și cu tot felul de frunzulițe și de flori cumva confecționate din lictar, dintr-un fel de nectar. Într-un episod din Brașovul de altădată, Sextil Pușcariu își aduce aminte că era copil și era cumva invitat la nunta mătușii sale și alături de alți copii s-au tot jucat prin camerele unde erau depozitate mai multe torturi și deserturi pregătite special pentru acest eveniment. Și ce-o fi ieșit? Copiii s-au apucat să mănânce toate decorațiunile, okay. Practic au dezbrăcat torturile de respectivele decorațiuni și au tulit-o, ca să zicem așa, cu un termen mai puțin academic, de acolo, fiindcă știa că o să-i aștepte o pedeapsă strașnică. Din acele vremuri. Exact. Mm-hmm. Și pentru că ajungem la intersecția străzii Republicii cu stradă ce poartă astăzi numele unui primar al Brașovului la începutul secolului 17. Ați voie să punctez și această clădire pe care o vedem chiar pe colț. Cea care are coarnele de cerb, aluzie la numele familiei Hirscher, despre care am mai auzit până acum, fiindcă am povestit de Apolonia Hirscher și suma de bani foarte mare pe care o cheltuie pentru a construi în Piața Sfatului o clădire destinată negoțului și pe care o donează comunității de negustori brașoveni. Se pare că aici a fost locuința familiei Hirscher în trecut, în secolul XVI, iar clădirea pe care o vedem acum și care a fost cumva construită la începutul secolului 20 a fost Banca Săsească, se mai numea Banca Țării Bârsei. După cum puteți vedea, a fost restaurată recent, iar astăzi găzduiește, aș putea să zic, cel mai complex și cel mai mare hub cultural din Brașov. Astăzi poartă denumirea de Banca de Cultură Apolonia și aici se desfășoară expoziții, spectacole de teatru, concerte, dezbateri, prezentări, adică un loc ce mustește așa cultură.
Da, foarte interesant. Aseară am văzut niște domni care cântau aici, chiar în dreptul acestei construcții. În acord cu, cu locul acesta. Mi se pare cea mai animată stradă, cea mai populată. Așa este, pentru că pe de o parte este închisă traficului, este o stradă pe care deși doar, mai sunt și altele, dar asta mi se pare cea mai... Da, așa este, așa este. E locul favorit al brașovenilor și nu numai. Am remarcat o mulțime de turiști vorbind toate limbile posibile. În fericire, Brașovul are acest avantaj al localizării excelente în calea turiștilor, așa cum în trecut era în calea negustorilor din toate colțurile lumii. Poate că ajungem în scurt timp la o casă ce are și o poveste interesantă. Ok. Ia să vedem. Se pare că această casă pe care tocmai o zărim a fost, da, a fost o, a reprezentat un han în trecut, în Evul Mediu, și conform unei legende de a zonei, însuși regele maghiar Matia Corvinul sosește la Brașov într-o zi. Se povestește că obișnuia să umble deghizat, în om simplu sau chiar mai umil, așa îmbrăcat, pentru a nu fi recunoscut, și înoptează la acest han. Drept dovadă pentru acest lucru, va lăsa o notiță scrisă pe o bucățică de hârtie, precum că regele Matia Corvinul a fost aici și se pare că a luat un mic dejun copios de vreme ce a mâncat numai, nici mai mult, nici mai puțin decât 6 ouă. Okay. De altfel, inscripția în latină asta ne și arată aici. A fost regele Matia și a mâncat 6 ouă. La începutul secolului 20, Brașovul se laudă cu un hotel foarte modern și foarte luxos, care va coagula așa o seamă de invitați celebri ai timpului. Se va converti, dacă vreți, printr-o analogie cu Casa Capșa, va fi Casa Capșa a Brașovului. Ok. Deva pe la 1910 se construiește hotelul Crone, se numea inițial Coroana, și oamenii soseau aici de la gară cu trăsura sau chiar cu omnibusul pus la dispoziție de către hotel, care făcea lucrul ăsta în curse regulate, cumva și de zi și de noapte. Își făceau publicitate în presa vremii cei de la hotelul Coroana, precum că e un hotel cu încălzire electrică, cu ventilație și aer condiționat, cu baie, cu spălătorie proprie. Lux. Cu o curte interioară, cu o curte interioară așa inspirată cumva de moda vieneză. Și de-a lungul timpului aici vor putea fi văzuți deseori dezbătând intens diverse subiecte oameni de cultură importanți, români sau nu neapărat. Însuși Emil Cioran, atâta vreme cât a fost profesor la liceul Andrei Șaguna, a putut fi văzut pe la vârsta de 26 de ani, se numește așa, a predat la Șaguna, putea fi văzut notându-și deseori pe hârtie în grădina hotelului diverse idei. Dar tot aici puteau fi văzut și Cincinat Pavelescu, Tiberiu Bredicianu, Lucian Blaga, însuși George Coșbuc se pare că a călătorit și a stat în acest hotel. De-a lungul timpului hotelul probabil va fi martorul și unor drame, cum se întâmplă cu scriitorul brașovean Octav Șuluțiu, care întâmplător descoperă că este înșelat de soția sa, chiar în timp ce șade la acest hotel și își zărește soția la brațul unui alt domn, aflând ulterior că aici, în hotel, se consumau niște idile între doamna, soția sa și presupusul amant. În epoca comunismului, pentru că denumirea de Coroană făcea o referire cumva directă la monarhie și știți că acest subiect a fost complet interzis în comunism, e bine, hotelul își va primi numele de Postăvarul. Okay. Pentru a reveni la această denumire după Revoluția de la 1989. Și am ajuns cumva în capătul străzii, unde în trecut se afla una dintre cele trei porți medievale. Știți că am precizat de lucrul ăsta, în Evul Mediu au fost trei. Ulterior, în epoca modernă, s-a mai adăugat încă o poartă la capătul străzii Negre.
pe care am văzut-o de asemenea. Da. De asemenea, precum poarta Vămii, și aici era un complex așa bastionar foarte mare, cu un coridor foarte lung, o cușcă din lemn unde erau ținuți turbulenții și vagabonții până la momentul în care erau duși la închisoare propriu-zis. Dincolo de poarta aceasta, din ulița Căldărarilor, se afla dincolo, odată ce ieși de poarta. Exact. E arătată Da. Dincolo de această poartă se afla o zonă mlăștinoasă unde se testau vrăjitoarele cu proba apei. Ne-ai spus, exact. Da. Și ulterior acesta era și locul de ardere pe rug a vrăjitoarelor. Dincolo, acolo unde astăzi se vede parcul, între Palatul Poștei și fostul Palat de Justiție, actualmente. Deci cel din dreapta e Palatul de Justiție și cel din stânga este Palatul Poștei. Exact. Între ele. Da, cum vreți, sunt trei clădiri care reflectă spiritul celui de al doilea, sfârșitului de secolul XIX, început de secolul XX. Da. Și ca să le luăm în ordine din partea stângă, primul este Palatul Primăriei. Cel din stânga Palatului Poștei, exact, da? Exact, care a fost construit, de fapt, cu scopul de a fi Palat de Finanțe în aceeași epocă. Da? Okay. Lângă putem vedea Palatul Poștei. Și în partea dreaptă, Palatul de Justiție, care astăzi servește drept sediu al Prefecturii Județului Brașov și Consiliului Județului Brașov. Asta este și locul în care s-au desfășurat evenimentele neplăcute din decembrie 1989 și aș vrea să punctez un lucru tot aici, în această zonă, fiindcă în actualul sediu al Consiliului Județean se aflau autoritățile orașului pe vremea comunismului. E bine, toată lumea a aflat de revolta brașovenilor de la fabrica Steagul Roșu din 15 noiembrie 1987. Exact. Da. Câteva sute de muncitori de acolo, nemulțumiți de salarii, de condiții, de condițiile de muncă, etc., au organizat un marș, un protest, tocmai de la poarta principală a uzinei Steagul Roșu și până aici. Fiind reprimată toată această revoltă, de cum o știm, cu cruzime din partea regimului comunist. Oricum, trebuie menționat acest lucru, pentru că, dacă aș putea să o exprim așa, revolta muncitorilor de la Steagul Roșu a reprezentat cumva avangarda mișcării ce va pune ulterior capăt regimului lui Nicolae Ceaușescu. Iar clădirea aceasta circulară pe care o vedeți aici și care se numește Moda Rom și este cumva un loc de referință pentru brașoveni care își dau întâlnire aici. Câteodată mai fac și câte o glumă. Ne întâlnim în colț la Moda Rom. Clădirea că e circulară, da. Exact. Este cumva construită în anii 70-80, în vremea regimului comunist, după ce a fost complet dărâmată vila inginerului Cristian Kerci, care a fost inginer șef al orașului și a aduce contribuția la edificarea unui oraș modern. Era o clădire foarte mare, vila sa, din păcate a variat foarte grav în timpul celui de-al doilea război mondial din cauza bombardamentelor aliației. Și dacă tot am ajuns aici, unde se intersectează strada Porții, actuala Republicii, da, cu fostul bulevard Rudolf, s-a numit la sfârșit de secolul XIX, început de secolul XX, aș vrea să vă spun că bulevardul ăsta era promenada a brașovenilor la sfârșitul secolului XIX, început de secolul XX. Ea era, pornea cumva din livada poștii, dacă vă aduceți aminte, da, și așa continua. De la capătul autobuzelor. Exact, asta este, era promenada brașovenilor, care nu aveau, se mai respectă. Care aveau ocazia de asemenea să se plimbe printr-un părculeț frumos, respectiv parcul central astăzi. Avea ocazia să asculte muzică de fanfară în fața hotelului Aro Palace de astăzi, unde se află parcarea. Cumva acolo se afla un chioșc din care fanfara cânta din mai și până în octombrie. Iar și plimbările acestea pe promenadă se făceau conform unui tipic. Nu se făceau nici astea la întâmplare, fiindcă în timpul săptămânii se puteau plimba tinerii orașului, pe când duminica după amiază, după slujbă, se presupune, servitorimea, deci clasele ceva mai umile.
Și vă mai spun un secret. Dacă ne-am transpune cumva în timpurile acestea, presupunând că am face o plimbare pe Bulevardul Rudol și am dorit să ascultăm muzica fanfarei așezați pe o bancă, nu mică ne-ar fi mirarea când ar apărea un angajat al autorităților orașului precizând că trebuie să plătim o taxă ca să putem lua loc pe acele bănci. Wow. Poate să nu ne mai simțim atât de oprimați astăzi că avem de plată taxă și impozite. Mm-hmm, mm-hmm. Și știu că și tramvaiul, când a apărut, nu oricine mergea cu tramvaiul. Așa este, așa este. Da. Și așa cum am zis, tramvaiul își avea, avea o linie foarte lungă, cumva conecta Săcele, satul lung, cu Brașovul, cu, mă rog, inclusiv cu suburbiile Brașovului. De aceea toată această latură a fortificațiilor va avea de suferit în cea de-a doua jumătate, începând cu cea de-a doua jumătate a secolului XIX. Ulterior, vor mai fi demolări așa ușor abuzive, de pildă unde astăzi se află piscina hotelului Aro Palace, mă rog, la suprafață, desigur. A existat o biserică reformată maghiară pe care regimul ceaușist a demolat-o fără niciun, da, fără niciun drept de apel pentru a-și extinde construcțiile la proaspătul hotel. Da. Și fiindcă toți suntem în locul ăsta, de aici putem zări o bucățică din actualul magazin Star, unde în perioada Evului Mediu s-a aflat mahalaua romilor. Acolo locuiau, desigur nu era cel mai romantic loc cu putință, fiindcă de acolo veneau, se deversau cumva și puraiele acele urât mirositoare, da, de pe... acele negre. Exact. Da. Cu ce se ocupau romii în trecut? În principiu... Păi unii și cu decapitări, nu? Da, 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 călăi, da, da, învăța lecția, da. Bravo. Da, dar bineînțeles nu toată comunitatea, da. Da, erau într-adevăr, acolo ar fi stat și călăul. Desigur, din cauza faptului că avea de-a face cu o chestiune atât de tabu în trecut, cu moartea, era cumva respectat, dar de la distanță, că nu era îmbrățișat și nu se socializa cu călăul, nu? El până la urmă era omul morții. Da. Da? Cu toate astea, așa cum am spus și ieri, era foarte bine plătit și mai mult decât faptul că primea bani de la magistratul orașului pentru a face execuțiile, cei din comunitatea sa, din comunitatea romilor, aveau obligația ca de 4 ori pe an să îi dea niște sume de bani cumva călăului. În ceea ce privește mahalaua romilor, da, romii care locuiau acolo se ocupau cu fabricarea de ace, de potcoave, tot felul de ustensile din lemn, sau erau geambași de cai. Toate astea, călăii aveau venituri mult mai consistente decât cele ale geambașilor de cai, considerați a fi cei mai prosperi din comunitate. Din comunitatea respectivă. Da. Din păcate am ajuns și la sfârșitul weekendului. Toate lucrurile frumoase trebuie să aibă un sfârșit. Da. Dar trebuie să recunoaștem că a fost frumos și sper ca cei care ne vor urmări să descopere lucruri pe care, măcar câteva lucruri pe care nu le știau și care să-i convingă că e musai să se întoarcă în Țara Bârsei și este musai să se întoarcă la Brașov, chiar dacă probabil au fost de multe ori. Acum veți ierta probabil bâlbele și, nu știu... Și ale mele, deși am vorbit mult mai puțin, adică 1%. Nu suntem obișnuiți să vorbim neapărat în fața camerelor de luat vederi, dar în cazul în care hotărâți să ajungeți la Brașov, vă aștept cu cel mai mare drag aici să împărtășim și restul secretelor, fiindcă am păstrat câteva și nespuse, n-am zis chiar tot. De altfel, vreau să precizez faptul că nu este un material care se dorește complet. E imposibil de cuprins în doar câteva ore o zonă atât de mare, pentru că din fiecare loc există o poveste, fiecare loc spune ceva, un destin, așa cum am spus-o și ceva mai devreme. Am încercat să punctăm ceea ce cred eu că erau lucruri musai de știut. Lucruri de văzut și de cunoscut sunt mult mai multe, da? Să lăsăm și un pic de suspans, un pic de mister. Îți mulțumim tare mult și ne bucurăm că... Aștept cu drag oricând, eu vă mulțumesc pentru ocazia asta. Că ai fost alături de noi.